România trimite în aceste zile la Jocurile Olimpice de la Rio cel mai redus număr de sportivi de după Revoluție. Acest lucru, în condițiile în care atât Guvernul prin Ministerul Tineretului și Sportului și Comitetul Olimpic și Sportiv Român au alocat pentru această olimpiadă cel mai mare buget de după 89.